să fiu în seara aceasta în rândul dumneavoastră și, deși am un microfon în față, stăm la o masă, vreau să ne simțim ca la o conferință și ca la o împreună sfătuire pe probleme duhovnicești. Ca să, iată, să intrăm în logica aceasta, seriilor duhovnicești la unor conferințe. Sigur că tema anunțată este extraordinar de importantă. Eucaristia în viața familiei creștine contemporane. Poate dumneavoastră aveți foarte multe informații și o bună practică în ceea ce privește Eucaristia. Dar cred că Biserica Ortodoxă Română, biserica noastră, a luat hotărârea ca acest an să fie ridicat și Sfinte Eucaristie și Sfinte Spovedanie, nu pur și simplu pentru că a luat la rând temele de teologie, ci pentru că chiar la nivel înalt, conducătorii bisericii noastre au sesizat că sunt încă niște lucruri care nu sunt bine înțelese și bine puse în practică. Adică, vorba Părintelui, mai avem de îndreptat niște mici lucruri esențiale în viața creștină. Aș porni scurtul meu cuvânt din seara aceasta, pentru că vreau să las în partea a doua mai mult loc întrebărilor. Acolo ne vom dezvolta puțin, pentru că sunt sigur că ceea ce voi spune vă va provoca. Inclusiv Părintele Parohii, am spus în Sfântul Altar, că e posibil că ceea ce o să spun să fie puțin în răspăr cu unele practici de la noi. Nu știu care este practica Sfinției sale și Sfântului Sfântului. Aș porni de la a defini mai bine ce este biserica și de la a înțelege rolul Euharistiei în biserică. În Noul Testament, pentru că eu predau Noul Testament la facultate, sunt două imagini organice a ceea ce este biserica. Nu e vorba de o instituție, nu e vorba de, știu eu, astăzi când se vorbește în presă până oară despre biserică, se gândesc reporterii la cei care poartă referent de la conducerea bisericii și mai departe, la instituția cu ștampilă, cu... În Noul Testament, biserica nu e asta. Biserica este, spune Mântuitorul în Evanghelia 4-a, asemenea unei vițe, unde Hristos este butucul viței și credincioșii sunt lămițele. Iată o imagine organică. O altă imagine și cea mai cunoscută este la Sfântul Apostol Pavel, unde e vorba despre un trup. Hristos este capul, noi suntem mădularea unui altul. Iau și o imagine organică, în care suntem foarte aproape unii de alții și de Hristos. E, sigur, întrebarea se pune, ce ține în legătură butucul cu mlădițele, ce ține legătură capul cu trupul. Chiar din punct de vedere, știu eu, botanic sau anatomic în cazul ăla. Este foarte clar că e vorba în primul caz de sefa aceea, care atunci când trece din butuc în mlădițe, le ține vii, dacă sefa nu mai circulă, știți foarte bine, se sucă mlădițele, trebuie tăiate, depătate. E la fel în ceea ce privește a doua imagine a trupului, ceea ce ține legătură capul cu trupul, nu și toate mădularele deodată, este până la urmă sângele care oxigenează fiecare mădular. Dacă un mădular este oxigenat, el se atrofiază, poate fi îndepărtat. Iar aceste două lucruri ne sugerează că ceea ce ține în unitate biserica este până la urmă Sfânta Mărtășanie. Nu este doar o adeziune rațională sau știu de alt tip, ci dacă ești un membru al bisericii, trebuie să te mărtășești. Chiar și fizic te unești cu Hristos. Eu mă numai de... Sigur că există mai multe drepte ale împărtășirii, nu? Părintele Cleopa, bună oară, pe care cunoașteți foarte bine, spunea că este împărtășire și prin auzi cuvântul în biserică. Dar până la urmă, apartenența la biserică să dă Euharistia. Sfântul Divinou Adion, în secolul al II-lea, încă spunea că doar cel care se împărtășește devine modular de plin al bisericii. De aceea ați văzut că imediat cu botez, în practica veseliteană, este și Euharistia, imediat, ce copil împărtășit tot timpul, nu numai peste nu știu câți ani, ca în tradiția apuseană, pentru că el, dacă este al bisericii, este deja modulat și trebuie să fie hrănit, că să fie oxigenat permanent. Ei, pornind de aici, vedem deja centralitatea Euharistiei în biserică. Sfântul Nicolae Cavasin, în secolul al XIV-lea, când a avut loc un reviviment spiritual, în lucrarea sa despre viața în Hristos, spune foarte clar că pentru cei din lume, cum suntem noi, pentru oamenii obișnuiți, centrul vieții creștine este Euharistia. Și Euharistia se face în Sfânta Liturghie. Dintr-o perspectivă a istoriei
cultului văsăvitean, ritului văsăvitean, toate slujbele sunt rupte din Sfânta Liturghie. Orice slujim în biserică, fie și economia, putem sau orice altceva, sunt lucruri rupte din liturghie. Până la chiar rugăciunea particulară a noastră este o prelungire a liturghiei în intimitatea fiecăruia. Deci o prelungire a cultului public în cel privat. De aceea e foarte important cum ne raportăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și, respectiv, la Sfânta Eucharistie. Și aici, sigur, vine lucrul foarte important acela al necesității împărtășirii. Și vedeți că sunt tot felul de practici. Poate că unii au sesizat că mai nou există, spunem așa, o tendință de împărtășire mai deasă. Poate că ați văzut în anumite locuri. Și există, spunem așa, o pseudo-tradiție, spun eu, o tradiție mai recentă, de câteva sute de ani numai, cu împărtășire mai rară, așa cum spune o poruncă bisericească din, știu, cărțile de rugăciuni, să fie de 4 ori pe an sau măcar o dată pe an. Adică măcar o dată la Sfântul Paște. Ei, vreau să vă zic că la o cercetare pe care poate întrebi de aproape oricine, a tradiției bisericii, a vieții, cum a fost Euharistia în Noul Testament și după aceea ce mărturii există la Sfinții Părinți, vom observa o practică total diferită de cea de astăzi. Și în acest sens vreau să vă prezint și două cărți. Este o carte, din păcate o am numai în copie Xerox, originalul l-am împrumutat cuiva și nu mi-era disponibil acum. Se numește Carte folositoare de suflet despre deasa împărtășire cu preacuvatele lui Hristos taine. E scrisă foarte interesant la Brașov, în secolul al XVIII-lea, 1700 și ceva, de un monah atonit, Neofit Casso Calivitul, de la Casso Calivia, din Sfântul Mântuit, dar a fost după aceea cumva, spunem așa, puțin diotosită de tată și niște lucruri adăugate de Sfântul Nicodim Agioritul, de care ați auzit foarte mult, și care, dacă vreți, este, spunem așa, eșalonul 2 într-o spleiadă de părinți din Sfântul Munte care au încercat o revivire spirituală în secolul XVIII în Sfântul Munte și de acolo până la urmă toată Ortodoxia. Este o carte tradusă din limba greacă de părintele Petronu Tănase, fostul stareț al Sfântului Românesc Prodromul din Sfântul Munte. El fiind în Sfântul Munte și cunoscând cartea aceasta în limba greacă și-a dat seama de importanța ei și iată cu binecuvântarea unui episcop român a zis trebuie să o dăm și pe limba română ca să aducem un aport esențial creștinilor din zilele noastre, să înțeleagă ce e cu Euharistia, cum trebuie să ne aportăm la ea. Prefața e scrisă de un alt părinte renumit, pe care îl cunoașteți, un alt presențitru, Serafin Joantă, din Germania, care a descoperit și el foarte mult Euharistia cu ajutorul acestei cărți. E, cartea aceasta este o sinteză pe care o face Neofit Casso Calivitul din tradiția, primul rând, din Scriptura, din canoanele bisericii, din scrierile Sfinților Părinți, din hotărârea Sinodului Ecumenice, de la anumiți părinți care s-au ocupat de partea liturgică de numiți cu Sfântul Simeon al Tesalonicului, în secolul XV-lea, și de unde sunt aduse mărturii foarte multe despre cum se raportau credincioșii la Euharistie în vremea lor și care ar fi, spunem așa, normalitatea în acest sens. O altă carte care vorbește despre același lucru, sigur, prezentând mai pe larg o controversă, o dezbatere mai puternică de Sfântul Munte în secolul XVIII, pe care a fost implicat de Neofit Casso Calivitul, el de fapt o provoacă. Este această carte scoasă de părintele Ică Junior de la Sibiu, pe care poate o cunoașteți, Împărtășirea, sunt continuă cu Sfântul de Taine, dosarul unei controverse mărturiile tradiției. Pe scurt, ca să nu lungesc foarte mult, vreau să vă spun că, potrivit acestor cărți și, sigur, le-am verificat foarte mult și canoanele de aici date și textele scripturistice, textele patristice și în operele părinților și în canoanele bisericii, așa cum le avem în colecția Bântului Flocan, să ne ducem mătul un fapt. Și anume că scopul Sfintei Liturghii este împărtășirea credincioșilor. Lucrarea liturghiei este transformarea elementelor cu inișa Lui Dumnezeu, cu Sfântul Hristos. Însă scopul final este împărtășirea credincioșilor. Pe că știați lucrul acesta, nu-i ceva nu. Însă, lucrul acesta ne spune că dacă venim la liturghie și nu ne împărtășim, sau nu-i cineva care să împărtășească măcar, liturghia nu-și mai îndeplinește scopul. E adevărat că Părintele se împărtășește de fiecare dată, dar părinții n-au înțeles așa. Ca dovadă, pornind de la textele Noul Testamentar din Fapte 2 cu 42 și 2 cu 46, așa mai departe, unde se spune că
La început, credincioșii creștini se părtășeau zilnic, frângeau pâinea zilnic. Până la fapte 27, noi mai târziu, în Troa, vedem cum în prima zi a săptămânii au frânt pâinea și s-au împărtășit. Așa mai departe. Plecând de aici, iată, există două canoane apostolice. Canonul 8 și canonul 9 apostolic, care canonul 8 spune că dacă un cleric participă și nu se părtășește să fie afurisit, și canonul 9 apostolic, dacă un credincios vine la liturghie și nu se părtășește, neavând un motiv întemeiat, desigur, să fie excomunicat, să fie scos din comuniune euharistică, știi, din biserică, să fie pedepsit. La fel, mergând mai departe, vedem o tradiție bogată în acest sens. Bună oară, o carte foarte cunoscută, Patericul Egiptean. Acolo sunt mai multe mărturii despre cum se împărtășeau în secolul IV în părțile Egiptului credincioși. Vă povestesc mai mult spre Isirica Sfântul. Se întâmplă ca o femeie să fie demonizată, se transformă în iapă, spune Patericul Egiptean. Soțul ei o duce la un avă în deșert, apa o vindecă și spune la final, acest lucru s-a petrecut, s-a întâmplat, a îndărit Dumnezeu pentru că nu te-ai împărtășit 3 săptămâni. Să nu mai faci niciodată lucrul acesta. Deci, mai departe, vedem pe Sfântul Vasile cel Mare, are o scrisoare numărul 39, în care el spune că este bine ca în credinciosul creștin să se împărtășească când se poate de des, dacă se poate zilnic. Zice, noi, în Capadocia, îi împărtășim așa. Duminica, miercurea, vinerea și sâmbătă. Spus duminica, pentru că duminica este prima seară. Așa se împărtășeau credincioșii creștini în Capadocia în secolul al IV-lea. Mergem la Constantinopol, în capitala Imperiului, tot în secolul IV-lea, la Sfântul Ioan Hristostom, care îi certa pe credincioșii de acolo, mai ales pe cei din altă societate, pentru că începuse să vină mai rar la Sfânta Împărtășanie. O zână într-o pseudo-eclavie, spunând, nu suntem vrednici, mai ales cei din altă societate. Și Sfântul Ioan Hristostom îi mustă și le spune, dacă sunteți vrednici o dată pe an, înseamnă că sunteți vrednici mai des. Dacă nu sunteți vrednici, nici acum nu mai ești căutat. La fel, Sfântul Chiril al Alexandrei, tot în secolul IV, tot în Egipt, vorbește despre faptul că deja din vremea aceea a început să se împuțineze cei care veneau spre Sfântul Botier și că acest lucru, spune Sfântul Chiril, este dintr-o pseudo-eglavie, dintr-o indolență, de fapt, da? Într-un fel de comoditate. Și că nu este un lucru bun și că de dorit este împărtășirea mai deasă. E, continuile pot continua și mai departe. Și o să amintesc cât mai ultima Sfântului Simeon al Tesalonicului, în secolul al XV-lea, pentru că vreau să vă spun că în aceste cărți veți găsi neîntrerupt mărturii din veacul I până în veacul al XV-lea. Deci vreme de 1500 de ani, cam aceasta este îndoiala împărtășirii, cam aceasta este înțelegerea părinților pentru această greșeală portală de Euharistie. Ei, ultimul dintre ei, un mare liturgist, Sfântul Simeon al Tesalonicului, introduce o idee care a fost preluată greșit de preoții noștri până în ziua de astăzi. Și anume ideea de 40 de zile. Poate că ați văzut că preoții noștri, de multe ori când cineva se împărtășească, nu înțeleg când e împărtășit. Dacă se împărtășește acum 12 săptămâni, spun, nu te mai împărtășești acum, ci stai să fii 40 de zile și atunci te împărtășești. Citeam și la mulți părinți români, pe care îi foarte mult, că o să spun nume aici, contemporan cu noi, de la mănăstire, pe părinți deosebit, și ei merg cam pe linia aceasta. 340 de zile se împărtășește. Nu vreau să spun numele părinți în particular. Am citit chiar acum, înainte de a pleca, de la o părinte deosebit. Mulți sunt așa și părinte, sunt 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 Sfântul Simeon al Tesalonicului. Bravo dacă e cu binecuvântare de omnicului și cu îndoială. Și asta e problemă. Nu poți să trăiesc. Nu poți să trăiesc. Să da. Pe Sfântul Simeon spune că, la fel, credinciosul este bine să se împărtășească foarte des și în cazuri excepționale mai rar, dar nu cumva, spune Sfântul Simeon, să treacă de 40 de zile. Nu cumva să treacă peste 40 de zile, nu după 40 de zile, cum este proscripționată expresia lui. Deci nici într-un caz mai târziu de 40 de zile, în cel mai rău caz posibil, spune Sfântul Simeon al Tesalonicului, să împărtășească cineva. Iar având în vedere lucrurile acestea, vă dați seama că noi suntem într-o situație destul de delicată, și anume suntem chemați, de fapt, la împărtășire foarte des.
ridicată pentru că suntem scoși într-o comunitate pe care ne-o cunoaștem, ne pregătim un post, mai mulți ne lucrășim și așa mai departe. Și suntem chemați la potie permanent. Sfântul Părintele Neofit Capsucalictus și Sfântul Nicodim, în cartea aceasta, atrag atenție și asupra conținutului liturghiei. Sunt acele rugăciuni pe care preotul le găsește în taină în timpul Sfântului. Poate Părintele mai citește o înălțare și poate puteți auzi. Mai citește tare? Da. E acolo permanent ați văzut că se face referire la credincioșii care se vor împărtăși. Permanent, de fapt, ceea ce se întâmplă, avem vedere lucrul acesta. Iar la final știți cântările care se cântă cu voce tare, să se umple gurile noastre de roata, Doamne, că ne-ai încredincioșii să ne împărtășim, am văzut lumea cea adevărată, așa mai departe. Adică, noi prin toate, dacă nu ne împărtășim și dacă nu se împărtășește cineva sau nimeni, practic ne aflăm într-o mascaradă. Vorbim niște lucruri, spunem niște cuvinte, dar noi nu sunt acoperi de practică. Adică avem o problemă în sensul care liturghia devine spectacol și nu comuniune cu Hristos. Suntem niște spectatori și participanți, o diferență esențială. Legat de lucrul acesta și ultima parte a ceea ce vă spune este cum ne abordăm la liturghie dincolo de împărtășire. Și aici avem o problemă, mai ales în România. Spun asta pentru că am dat mai mult un pic și prin Rusia și prin Grecia. Țări mari ortodoxe cu tradiție. Nu idealizăm pe niciuna, Doamne ferește. Dar sunt niște mici accente care pe la unii apar mai bine puse decât la alții și poate avem de învățat. Și anume, e nevoie și poate Părintele aici, după câte văd câtă activitate aveți, sunt sigur că o face, de catehizare în ceea ce privește liturghia. Ce înseamnă să fie liturghie? Care sunt momentele ei? Ce înseamnă fiecare lucru care se întâmplă în liturghie? Vedeți, există o tradiție aceea pusului pe cap a Sfintelor Daruri, a cinstitelor daruri, să fim acolo, care nu există nicio rânduială, adică nu scrie lucrul acesta. Și de multe credincioși și genunchează. Mă bucur că nu se face, sigur, eu spun că nicioși vreau acum, pentru că am atins subiectul, poate să mai duc și în alte părți și mai întâlnesc și nu știu cum se rapopez. Eu vreau să vă spun că acest lucru nu există nicăieri și o cinstire așa de deosebită cinstitelor daruri este puțin exagerată, până în vedere că atunci când sunt Sfintele Daruri și preotul este să se împărtășească credincioșii, nimeni nu mai se îngenunchi, nimeni nu se mai pleacă, nimeni nu mai dă niciun fel de importanță. Ei, la cinstitele daruri trebuie dată importanță. Am văzut și Sfântul Munte, a fost săptămâna trecută și sigur că vinții se descoperă și se au un respect pentru că darurile sunt acelea pregătite spre sfințire și se aduc de la cruscul medial pe Sfânta Masă. Dar în momentul în care iese Părintele cu portierul și este acolo deja trupul și sângele lui Hristos la părtășii și după aceea, vreau să spun că și în Rusia și în Grecia, oamenii înțeleg că e Hristos de față și acordă un mare respect. Adică, inclusiv cei care s-au împărtășit, se apleacă unul până jos la pământ în fața lui Hristos, prezent fizic, în potier. Și acel lucru se întâmplă la noi, chiar cei care s-au împărtășit se tot în spatele, caută anafora, aghiasma, lumânarea nu s-au fi, dar știi și dacă sigla cu vin, spune Părintele. Da, e o practică interesantă și aceasta și consemnată la Sfântul Ioan Chrisostom, care punea un pic de vin amestecat cu apă, după împărtășire, pentru cei care se împărtășau, să-și clătească gura ca să nu rămână din sfinte. Iată, trebuie să fim foarte atenți cum ne aportăm la liturghie, la ce se întâmplă, la momentele liturghiei. Să înțelegem ce se întâmplă, să ne aportăm corect. Mai este o altă problemă pentru care un mare teolog al Bisericii, de care ați auzit, Părintele George Florovski, a fost dat afară de la Facultatea de Teologie din Statele Unite, de Ioan Tiscoros. Pentru că a spus, domnule, canoanele Bisericii, Lumioara Bisericii, înțelegerea Bisericii este aceasta, duminica nu se îngenunchează, al liturghiei duminica nu îngenunchează. Că este ziua învierii. Noi avem o problemă, ne apărăm tot timpul la rugăciune și acasă, în particular, mai mult în genunchi. Când e liturghie, în alte rugăse, asta în genunchi. Un părinte din Grecia, pe care ați auzit probabil Epifan de Teodoropoulos, se supăra și spunea, ce sunteți musulmani? Am musulmani s-au rătit cu genunchi. E credincioșii, mai sunt și în picioare. Antropos înseamnă cel care se uită în sus. Antropos, ana, prepoziția și tropos mod. Deci, exact. Și atunci este foarte important să punem în practică și lucrul acesta. Nu mai spun că la biserică mică ca dumneavoastră și ca a mea, mai mică a mea decât aceasta, fiindcă foarte bine să nu mai stai în genunchi, pentru că e mai mult loc. Când se pun toți în genunchi, nu mai e niciun loc acolo, pentru să faci nimic. Asta e foarte practică, dar iată, de foarte multe ori, practica este fundamentată teologică în biserica răsărită. Și atunci, iată, ultimul lucru la liturghie și apuntarea Euharistiei, chiar dacă e de acolo însuși Hristos, ne plecăm, respectăm, dar nu ne punem în genunchi, pentru că
Aceasta este situația lui Sebitean. Știți că ceea ce prezintă Părintele Ligă în această carte este tocmai o ceartă de tipul acesta. Se numește Controversa Colivarilor. Sfântul Munte, secolul al XVIII-lea. Au început certurile de la colive. Când face colive? La schitul Aghiana, Sfânta Ana. Pentru că erau într-o perioadă de reconstrucție a bisericii cu multe ajutoare din Smirna, pe vremea aceea Smirna, în Turcia de astăzi, erau încă credincioși creștini mai mulți. Și este în 1923, când a fost tragedia micro-asiatică, schimb de populație între Grecia și Turcia, așa mai departe. Ei au început să facă colivele duminica, pentru că sâmbătă lucrau la zidirea bisericii. Atunci, astfel, vizii Sfântul Munte s-au smintit și au spus, nu se poate, n-ar fi moșie destinată pomenirii moților sâmbătă, pentru că atunci Hristos a coborât la iad. Dar duminica este ziua învierii. Adevărat că ne rugăm și pentru cea domnesc, chiar liturghie, la coscomine, dar nu mai pomenim tare, nu facem parastase, nu facem colivi. Ei, dar de aici, plecând, până la urmă, controversa a ajuns în ceea ce privește Euharistia, de astăzi sau la... și Părintele a spus cu fredicie. Și cu asta o să închei, și cu pregătire, cu asta o să închei, până la urmă, duhovnicul are ultimul cuvânt. Există o acuză pe care o duc cei care se împărtășesc rar celor care încearcă să le învie tradiția împărtășirii dese, și anume că acest obicei este luat din lumea protestantă și catolică. De ce? Pentru că, într-adevăr, cine a fost prin Occident sau pe la noi, au văzut că toți cei care se împărtășesc, care participă acolo, se și împărtășesc. Dar catolicii sau protestanți. Eu vreau să vă spun că nu e așa. Deci nu ne-am inspirat Biserica Sfântă din această practică. Din potrivă, se întâmplă un lucru, și anume, întotdeauna puțin, Orientul, în anumite momente, a privit cu un fel de complex pe Occident. Practica împărtășirii rare este în Occident, pentru că a fost stabilit la un sinod. În secolul al XVI-lea, unde s-a precizat că se putea scrincioșii catolici de atunci de 4 ori pe an. Petru Movilă, o spun, Sfântul Petru Movilă, al nostru, mitropolit al Kievului, atunci când a scris cele 9 porunci bisericești, pentru că lui i-a partid, el a preluat lucrul acesta, deși el, în practică, se împărtășea mult mai des, se lămărturie. Împărtășea des, mitropolitul, dați-vă. El a scris acolo lucrul acesta, inspirându-se din catehismele catolice, și anume, împărtășirea de 4 ori pe an și de 4 posturi sau încă o dată. Și de atunci a rămas această idee și la noi. Că se întâmplă în Occident acum ca ei să se împărtășească permanent, asta este altă discuție. Într-adevăr, o mică influență există în Grecia, Grecia continentală, nu Sfântul Munte, nu în mănăstiri. În mari de oraș, nu știu dacă ați fost prin Grecia, s-a observat lucrul acesta, se împărtășesc foarte, foarte mult. Din păcate, fără pregătire, fără spovedanie, am întâlnit oameni care aveau și 80 de ani și s-au spovedit toată în tinerețe. Dar se împărtășeau tot timpul. Aceasta nu este, într-adevăr, este influență apuseană și nu este tradiția însăvită. În Sfântul Munte, acum, au câștigat acei colivari și în Sfântul Munte acum tradiția este următoare și cred că Sfântul Munte este normativ, întotdeauna și este normativ. Și anume, se împărtășesc des, dar binecuvântat duhovnicul cu spovedanie și cu pregătire. Ai binecuvântare, te împărtășești des. Părintele consideră că ți-e folos, te împărtășești des. Ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră acum este, și Părintele poate că va fi puțin solicitat din cauza aceasta, să înfreți, să înțelegeți că nu poți fi la liturghie fără să te iei spovedanie. Știu, știu. Dar... E greu. Dar ideea este că liturghia înseamnă să împărtășire. Sunt excepții și... Doamna a zis, unde era femeia, asta e excepție, știu, ești într-o călătorie și ai venit o zi, noapte, nu poți să pregătești, nu te mai împărtășești la doua zi. E un motiv binecuvântat. Sunt felul de lucruri, dar pur și simplu să stai luni și luni de zile, să vii la liturghie, să nu te împărtășești, înseamnă o neînțelegere, o decădere. Acum, sigur că și atunci când te împărtășești, contează foarte mult cum trăiești lucrul acesta. Eu zic că dacă de împărtășire de ansă, din mica mea experiență de 11 ani ca și preot, nu a adus la decădere pe nimeni. Toți au crescut atunci, ce vreau să împărtășim mai des. Pentru că te responsabilizează. Te-ai împărtășit duminica trecută, ieri, astăzi când te porți. Te gândești la asta, nu poți să te reportești și duminică, poate, cine știe. Iar orice se întâmplă în timpul săptămânii, te raportezi la lucrul acesta, spui, stai un pic că nu pot să fac orice, nu pot să vorbesc oricum, m-am împărtășit, mă voi împărtăși. E lucrul acesta să te duce încet, încet la o creștere duhovnicească, la o situație de creștere susținută. Știți că Sfintele Camane opresc de la împărtășit numai pe cei care au păcate și numite de-a stânga, de moarte, fucidere,
celelalte păcate, prin mărturisire, bucurință sinceră, primești dezlegarea să te împărtășești. Și, foarte important, împărtășirea nu trebuie văzută numai ca un premiu, cum e înțeleasă oare cumva în tradiția aceasta recentă de a te împărtăși rar, deci ești cu minte, în mult timp, 140 de zile, nu știu ce faci, atunci te împărtășești, pentru că ai putut să faci lucrul acesta. Nu. Și ea are și un sens de medicament, de ajutorare. În limba greacă îi spune că toată sunt din părtășani farmacon, tofarmacon, medicamentul prin care tu te poți vindeca. Nu numai primul. Exact. Și atunci, iată că, fără euharistie, nu putem fi mădurarea de biserici vii, fără euharistie, nu este viață creștină, fără euharistie, nu este biserică. Și nu putem la urmă. Da, ultima problemă, am zis că e ultima de nu știu câte ori, dar mi-am dat seama că n-am atins, am legat foarte mult de familia creștină. În titlu era euharistia în contextul familiei și contemporane. Eu vreau să vă spun că înțelegerea bisericii răsăritării despre familie este următoarea. Am spus că un botezat este mădular al unui trup, al unui organism. Da? E, comunia este înțeleasă ca o altoire din nou pe același trup, dacă vreți, dar împreună. Ei sunt botezați cei doi care se comună, dar pentru că, în momentul comuniei se realtoiesc ca una pe trupul lui Hristos. La acest lucru, trebuie legat de euharistie. În ce sens? În sensul în care această altoire ca una, hrana lor, tot din euharistie. Baza, dacă vreți, unei familii este Hristos. Și Hristos, desigur, și în sensul acesta, și în forma aceasta fizică, euharistică. Vezi, ce minunat și nu putem înțelege de plin cum ne-a lăsat Dumnezeu această mântuire. Țineți minte, în Ioan capitolul 6, când Hristos vorbește despre pâine care se coboară din cer, peste trupul lui și dacă cineva nu mănâncă, nu are viață întru el, să-ți minteți voi. Cei 70 de ucenici să-ți minteți atunci și pleacă, spune evanghelismul. Au rămas numai cei 12, care nici nu i-au lămuriți, dar aveau o intuiție. Și au rămas și întreabă Hristos, dar voi nu plecați? Și ei răspund, ei spun, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dar nici n-au înțeles nimic. Cum să mâncă trupul lui să bem sângele lui? Ei, până astăzi, vedeți, euharistia rămâne un punct de zbiteare pentru mulți. Sunteți aici o elită, cred, la biserică, totuși. Și nu văd nicio împotrivire în Duhul dumneavoastră, dar poate mulți când încerc când ne spui să împărtășească de spun, dar cum că vedeți, dacă ce călugări și da? Foarte mult se smite și acum de a mânca trupul lui Iisus și de a bea sângele lui. Aici este miezul. Aici este apartența. Și pentru că suntem ființe psihosomatice, nu avem mai suflete, suntem, dar eu cred așa în inima mea, gândul, ader la ideile astea, să-i suficient. Avem și trupul, de aceea arată în chipul înțelegi, Dumnezeu ne-a înduit ca și trupești să ne mânim prin Eucharistie. Nu numai sufletul. Și și trupește. Mâncă și bem sânge de vrei. Pentru că nu putem mânca și bea sânge de om, nu suntem în economie dumnezeiască, în formă, se dă în forma aceasta de pâine și vin. Și iată ne unim și fizic. Și ne unim pe verticală cu Hristos și orizontală între noi, devenim frați. Dar ca familie ne reîntemeiem, dacă vreți de fiecare dată în euharistie, ca familie. Nu suntem, nu există niciodată bază a familiei creștine decât Hristos. Și în forma aceasta, Hristos e euharistic. Că suntem una, spuneam. Dacă nu se împărtășește numai unul, e o problemă, pentru că e adevărat că prin sistemul vostru comunicat, și celălalt nu va beneficia, de aceea spune Sfântul Pavel undeva, că femeia necredincioasă se sfințește prin vorba tu credincioși și invers. Dar totuși, lucrurile nu sunt de pline, pentru că suntem una și trebuie să ne adăpăm ca un singur modular al trupului de plin. Prin euharistie ca și familie. Nu mai spun că există în familia modernă tot felul de provocări. Educația este un lucru foarte important și care ne scapă astăzi. Avem copii, cum ne educăm? Aici este un subiect foarte greu. Și foarte important. Cum educăm copiii? Cum să mai educăm? De fapt, e vorba de aceea, tu ai spus, o reeducare a noastră. Am văzut că a fost și domnul Virgil Gheorghe, pe care îl cunosc foarte bine, sunt foarte prieten cu el la biserica dumneavoastră și ați văzut cartea lui cu revrăjirea lumii prin mijloacele medie. Este o reeducare a noastră, a noastră tuturor, vreau să spun. Cu atât mai mult a copiilor. Ați văzut la Virgil Gheorghe, spune că efectele televiziunii asupra minții copilului sunt irreversibile. Pentru noi cei mari, da, dacă
stai o perioadă de contact, te detoxifici cumva și zeri. Nu, pentru că în momentul când ești copil și se creează sinapsele, dacă tu te expui foarte mult, ești irremediabil afectat. Da. De aceea eu zic că, iată, în această ecuație, euharistia, liturghia, înțelegerea, participarea, împărtășirea copilor de mici, așa mai departe, ajută foarte mult la recuperarea a ceea ce numesc un etos ortodox. Noi nu avem, nu știu, care este etosul ortodox, nu trebuie ca și ortodoxi, adică viața de zi cu zi, 24 din 24. Eu am zis-o de multe ori, dacă aș compara acum cineva un tânăr de la noi din țară, nu știu, ortodox, nici vorba de altceva, cu cineva din China, acum, că nu sunt hrânciuri. Și aș vedea ce fac din fiecare zi, cu ce se ocupă, ce se gândesc. Am vedea că diferă foarte, foarte puțin cât de ce o să te luzi de ce. Adică aceleași lucruri, cu serviciu, cu internet, cu filme, cu documentul de genul acesta, cu boală, obține și după materiale. În bună măsură, noi nu prea suntem creștini de câte ori când mergem la rugăciune, noi să ne aportăm, sigur, că uneori te gândești și creștinește când facem asta orică, da? Cred că dacă te împărtășești mai des, de asta vreau să plec, te ar putea puțin mai creștinește mai mult timp atunci când nu ești la biserică, când nu ești în genul la rugăciune, când nu ești într-un cotez religios. Puțin ai devenit mai deosebit, poate sigur, spre smintea celorlalți, nu smintea supărarea lor, dar trebuie să recuperăm un etos ortodox dacă vrem să avem seama creștină în continuare. Noi cam pierdem aici foarte, foarte mult, foarte mult. Nu știu să ducă copii. Și vă spun că am 5 copii și eu sunt o mare dilemă sau trăiesc o greutate acești ani. Cum să-mi educ copiii în etosul ortodox? Pentru că tăvăducul este foarte mare, valul este foarte puternic, e greu să te desprinzi. Nu vreau să stă copii. Sau cum spun, deci cu 20 de ani să stă părintele cu copilul la zilele noastre. În 24 de ore, deci un părinte contemporan alocă timp pentru copilul lui 20 de minute. O pauză mare. O școală. În rest, îl lasă în fața televizorului, la desene, la ce mai internet, și ce îl duce la grădiniță, lasă cu bona. În fine, oarecum, știu, supraveghează cu camerele web, cu așa, îl lasă să descopere singur, că asta este needucarea copilului. Zice, domnule, să descopere singur lumea. Să nu are tâmpenii. De ce să-i spun eu că nu e bine? Să-și dea cu ciorocan în cap să vadă că nu e bine. Asta o făcea aia, venea cu cadă piatră, așa dat cu ciorocan în cap prima dată și până atunci am învățat. Și o mare tâmpenie asta, să nu, să-i spui copilul, să nu-i spui copilul nu. Primul cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu la Adam, sunt nu mânca din pomul ăsta, zis, nu. Și a spus negație, nu. Noi nu învățăm să spunem nu unui copil. Dumnezeu mă ne... Dar copilul măria să știi. Nu. Spui, asta n-ai voie să faci. Restul ai voie să faci, dar nu spui ce ai voie să faci. Spui ce n-ai voie să faci. Așa. Asta nu și gata. Și negațiile sunt puține față de lucrurile care se pune. De păcate, cam asta e cu copii. Aici, la noi, părinte, profesor, avem o participație, noi v-am spus, cu ritmicitate, la împărtășanie și spovedanie, săptămâna spovedim 25-30 de persoane săptămâna să împărtășesc cu fiecare dintre și mai dau binecuvântarea celor pe care îi cunosc foarte bine, fără spovedanie, să se împărtășească doar cu bine, cu bine și încep. Noi îmi zic, s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Am o constantă, ceea ce spunea dumneavoastră că împărtășesc, am o constantă, n-am greșit, mai mult, n-am ceva să-ți mărturisesc cu plus de câte am mărturisat de cât. Cu binecuvântare se împărtășesc. De aceea, rolul celor care se împărtășesc este mai mult și cu care se spovedesc. Așa. Dar nu trece lună să nu se spovedească persoana respectivă. Deci, într-o lună se spovedește, sigur. Iar ca o mare economie, a tainei este că noaptea de Paște, pe cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, atunci îi îndemn și primesc pe toți care s-au spovedit în costul mare pe care odată vin și se împărtășesc în noaptea de Paște. Și atunci îi desfăc și pe cei care au plecat pe ăsta care se canonisesc cu anii, aflând de plătesc cu totul, simplu, trăiesc în combinația, îi primesc în noaptea de Paște, dar nu mai noaptea de Paște. Dacă nu se împărtășesc și scapă noaptea de Paște, o risipesc, e treaba lor de plătesc.
Dar prin asta nu e lucrând de trupul bisericii. Păcătoși, păcătoși, asta e înșa. Și ținem apropiat și se gândește foarte atent și pregătește foarte atent noaptea de Paște. Și o simte ca o primire, ca o îmbrățișare, ca fiul ispitor. Când vine în brațele Tatălui și, și se bucură foarte mult și se gândește după aceea să intre în rânduială și că a fost primit. Dacă îi spui nu definitiv și revocabil, nu l-ai pierdut definitiv. Nu, prea multe impedimente, ce spuneam să că împărtășitul aici nu prea. Asta cu atinsul cu simple dar, cu sărit peste oameni, cu să pun pe jos, cum spunea un părinte oarecare bătrân, zice, dragă, ești invitat la mine, zice, am fost eu, ce îl pregătești, dar avem 100 de metri cartuși. Trebuie să sărim peste fiecare în parte. Așa. Un lucru foarte riscant, pentru că cineva se poate mișca sau o președintele creuțești să urce, să te împiedici, să faci o altă doamnă. Deci nu spectacolul acesta este impus. E un spectacol religios, într-adevăr, au spus Dumnezeu, depinde cum să vășești, sunt pe este un act liturgic ca un spăiul, dar este real. Asta e diferența. Fiecare liturgie, poate, e o punere în scenă a actului mântuirii. Actualizarea? Actualizarea lui permanentă, asta s-a făcut și în practică. Să folosim... Încerc să vorbiți mai tare, că nu auzi. Da, eu am auzit. Da, e. Să rămână. E de ce? Știu, o cunosc. Da, întrebări.